Craiova are potrivit cititorilor Best European Destinations cel mai frumos brad de Crăciun din Europa. Decorațiunile din capitala Olteniei au fost votate de aproape 200.000 de internauți de pe tot continentul. Târgul de Crăciun din Craiova a devenit în ultimii ani un eveniment imposibil de ratat de iubitorii sărbătorilor de iarnă. Administrația locală a investit foarte mult în ornamente și decorațiuni de Crăciun, iar rezultatul este premiul de cel mai frumos brad de Crăciun din Europa precum și locul al treilea într-un clasament al celor mai frumoase târguri de Crăciun de pe bătrânul continent. Numit și bradul cu ferestre, pomul de Crăciun care tronează în fața sediului primăriei din piața Mihai Viteazu nu este un brad adevărat, ci o reinterpretare a acestuia. Are ferestre și este o combinație între ideea unui castel al creesei zăpezii și un arbore din munți. Ne onorează nominalizarea bradului nostru de Crăciun ca fiind cel mai frumos din Europa, în situația în care ne aflăm înaintea unor mari orașe europene, o lungă și recunoscută tradiție de organizare a târgului de iarnă. Sperăm ca imaginile transmise în lumea întreagă să atragă cât mai mulți turiști la Craiova, pentru că anul acesta am pregătit cea mai frumoasă poveste de Crăciun, cu multe elemente magice și surprize pentru toate vârstele, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova. Craiova, România, a devenit în ultimii ani o bijuterie ascunsă, captivând inimile călătorilor și ale localnicilor de potrivă în timpul sezonului festiv. În 2023, orașul și-a câștigat locul pe harta europeană a Crăciunului, găzduind cu mândrie ceea ce este aclamat drept cel mai frumos brad de Crăciun de pe continent, scrie Best European Destinations, un site de profil care este colaborator oficial al Comisiei Europene. Târgul de Crăciun din Craiova și-a deschis porțile pe data de 17 noiembrie și se va încheia pe data de 2 ianuarie 2024, dar până atunci evenimentul se desfășoară în patru zone din municipiu. Festivitățile de Crăciun din Craiova au câștigat rapid popularitate, obținând pentru oraș o reputație ca una dintre destinații țile favorite ale turiștilor în timpul sărbătorilor de iarnă. Relatează știrile ProTV.ro.